Salutare YouTube, eu sunt Cristi. Minche, minche, el e Gigel Frore. Da, stați. Salutare YouTube, eu sunt Deadly și el e Snake. Și astăzi revenim cu un nou episod din Frații Cancer. Da, astăzi revin cu un nou episod din FIFA 17, nu, FIFA 18, că noi suntem mai șmecheri. Și astăzi facem cariera cu Hagi. Facem cariera, faci cariera cu, să-i fac. Bistrito. Da, stai, fac cariera cu ăla, cum îl cheamă. Băi, mai era unul mai bun ca Hagi care a murit. Și i-a pupat Hagi în mâna când era mort. Dobrin, mă. Ok. Sau Pele, dar el a murit. N-a murit Pele? Nu. Sunt mort. Aveam un prieten când a murit Michael Jackson și toată lumea, bă, a murit Michael Jackson, îl auzi pe el. Iar? Iar. Păi n-am mai știi. Doamne. Ca să înțelegeți care e faza cu eu, sunt Deadly, el e Snake. A venit recent un băiat la mine. Asta e o poveste bună. Da, a venit recent un băiat la mine, îmi zice, salut, te știu de pe YouTube și mă întreabă, că tu îl știi pe Snake? Eu, ca omul normal, da, îl știu, zicând, da, cum să nu știu, doar eu sunt. Și că, mișto, nu știu ce, mai zice el acolo două, trei chestii. Pe urmă, îmi zice, băi, nu știu ce, că eu trebuie să plec, îmi plac clipurile tale cu FIFA. Stau eu. Stai, mă, FIFA? Până îmi pleacă el și că, salut, Deadly! Da, el credea că-s eu. Asta nu știu cum o reușit băiatul. Sunt sincer, nu știu. Că nu prea cred că mi-a arătat eu moaca pe canalul lui de... Ce trac? Stai că acum mi-am amintit de thumbnail-ul al tău. Ce A, tu nu te prezentești când am început Minecraft. Să râd, nu? Holy. Da, e bun, omul ăla. E bun. Îi recomand niște dioptrii, două funduri de borcani. Se cuscuci. Băi, de uite, am ceva pentru tine. Zi. Poftim, uite un viermișor. Băi, Snake, cred că ți-a picat ce-i în pantaloni. Ce dracu faci cu râma aia? Nu știu. Ce, mai la pescuit cu el? Duci să-l hemp. Pune aici. Da, și totodată nu uitați channel-ul meu acolo de descriere și desigur videourile diferă. Cred că știți deja asta, dar chiar am uitat să menționăm asta. Să menționăm încă o dată asta. Videourile diferă. Episodul 3 la Snake este episodul 3, episodul 3 la mine la channel este total alt episod. Și desigur, nu uitați de like. Da, exact. La primul episod am strâns peste 1000 de like-uri și la al doilea v-ați lenezit, bă. Pe ce facem aici? Nu, no, e rușine. Exact. Bă, da. Dar ce faci cu shared brick? Furnalul ăla, șmecher. Ok. Fă-l. Smelterul, chestia aia. Băi, Snake, și am o să înțeleg că ești fată dacă ți-au picat viermele pe jos. What the fuck, mate? Aia taci și ea ține viermele în mână. Ok, tocmai mi-am pus viermele pe tine. De fapt, era pe... Aoleo, ce rătul sunat! Îți place să ții viermele meu în mână, ha? Lăsa acolo pe pat. Ți-l atașezi tu înapoi când vrei să ne te fii om, băiat. Poftim, ți l-am lăsat pe pat. Ți-l fac cadou. Trebuie să ar patul. Așa, acum măcar ai și tu. Ai și tu cu ce să te joci noaptea. Oh, ce urât. Dar chiar am și uitat să menționăm. Mai știți că am fost în village-ul ăla, am luat toate chestiile și le-am pus pe aici într-o fermă. Cât timp eram off-camera și ne plictiseam. Ca să nu mai stăm să pierdem un episod făcând
Cam nimic. În schimb, o să pierdem un episod făcând nimic, făcând un furnal pe care l-am mai făcut de alte 30 de ori. Dar e ok. El am întrebat de păi, sigur nu vrei să filmăm cât timp lucrez eu pe castel și aici cu ferma? El, na. A, dar apropo, mi-am făcut aici o platformă. Stai un castel. Mi-am făcut, de fapt, la dreptate, o schiță de intrare de castel. Așa, și vrei să mă ocup de scări? Ha, dă-i drumul, de ce nu? Din ce materia să le fac? Din sticlă. Bine, lemn să fie. Nu, mă, fă din... Mă, poate lemn, că aș face din stone-ul ăla, știi, fain. Cum faci la... arzi cobblestone-ul, faci stone și din ăla faci brick-uri de alea. Da. Că nu mai știu. A, până faci una de alea. Da, fă-le din lemn. De-aia nu fac scările de-astea. Sau să le fac dintr-o combinație de lemn și piatră. Nea, o să le fac din piatră ca să fie gen scările de piatră și din castel facem cu piatră și lemn. Bună idee. That's a good idea. Sau la fel aș putea să fac un fel de combinație între piatră și lemn, să fac așa pur și simplu scările de piatră și să fac niște rahaturi de lemn pe lângă, să par așa mai șmecher. Ca și cum chiar ne-am fi dat interesul. Story of my life. Așa este fiecare... eseu sau proiect făcut de mine, zău. Ok, deci continuă. Pentru că stărea pe munță să te uitam, hungry full. Cum? Angruful. Aoleo, dude. Bă, Deadly. Aoleo. Adică, pardon, bă, Snake. Da, Deadly. Ar trebui să facem un episod așa, eu să-ți zic, Snake, și tu să zici Deadly, să-i facem pe ăștia și mai confuzi. Aoleo, mai rău. Dai seama să te vadă cineva pe stradă, zic că, bă, Snake, facem o poznă. Îmi plac clipurile cu Lucky Block, bă, Snake. Ai, bă, Snake, când mai postezi Pixelmon? Bă, lăsând gluma la o parte, da. Zi unde să fac smelter-ul. Îl fac aici jos, în gaura asta. Unde? În gaura asta. Ce gaură? Ah, acolo, da. Bă, dă-i drum. Nu știu cum o să inclus tu asta în proiectul de la casă și probabil că-ți fac viața mai grea, dar nu-i problemă, nu e viața mea. Păi misiunea ta de obicei să faci construcția mai grea. Plus să violezi chesturile. Oh! Îți place cel mai mult. Îmi place mai ales că nu trebuie să le aranjez eu. Da. Faza mea favorită din... Am uitat cum se numea seria. Breazla Haiducilor, parcă? Da. Da, atunci era când eu făceam Costa casă la comun și ieșeam, bă, Deadly, vezi că am mai pus niște chestii în chesturi și deci Deadly era așa genul. Bine. Iar. Bine. Erau acolo niște căcaturi. What is here? Have no fear. Deadly is here. Have no fear, I am here. Da-dum, 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 da-dum. Bada-bada-bada. Bada-da-da. Văd o vacă. Dar vaca te vede pe tine. Și acum am să o lovesc cu o lopată după cap. Și am transformat-o direct în hamburger. Șpoc! Șpoc, șpoc, șpoc. Păi așa e frumos. Nu agresăm vacile. Le dăm cu lopată după cap. Fuck. Deja îmi imaginez câți dintre cei care se uită la acest clip vor să te angajeze să te duci și pe ăla ei pe la școală. Ce ai zis, că nu agresezi vacile de cu...
Lopata în cap. Mă vezi pe mine acolo și cea de genul într-o salopetă de-aia pânjită cu sânge, niște mănuși de alea de sudor, știi, și cea de genul încă unul, ok, cât e tranzacția? Vezi că e acolo în sala, nu știu cât, ia poftim banii. Mă duc eu, deschid ușa, stau, nu zic nimic, închid ușa, vin la el. Ai de pula mea, bă, are cât două vași, trebuie să plătești dublu. Stă el, bine, mă omor-o. Stau eu, mă uit, ok, cred că o să am nevoie de lopată mai mare. Bă, și știi cum îți lopeți ăla de fier, de miși zăpada, știi, cu o lopată de aia. Și cu o lopată de aia e cam de trei ori cât e una de aia. Da, bă, și te duci la aia și îi zici, fără resentimente, tante, trebuie să mănânc și o jap! În cap, knockout, ding, ding, ding! And the winner is Deadly! Da, și să fie o fază cea de genul, și ca să nu sună observe, fac eu, oh, ia te uite, o shawarma pe jos, ia să pleacă. Aoleo. Și ce ar fi fain? Și să vezi așa că și-n Tom și Jerry, că mă uit eu la lopată, lopată așa gen sub forma capului profesoare, sau mă rog, și așa, sub forma fixă a capului, și internet profa se ridică, așa, fără să simte nimic, gen. Dar n-am văzut și unde? Unde n-am văzut nimic? Eu mă uit la lopată, stau eu. Ok, trebuie să mă cer mai mulți bani. Tu să te uiți la lopată, nu sunt plătit suficient pentru asta. Da, exact așa. Doamne, ferește. Da, ai fost bun. Și într-adevăr, încă sunt tigră și de aia nu-s în cancerul meu maxim. Sau sunt cancer, stadiu final. Pom, pom, pom. Da, moare până săptămâna viitoare. Hai să dăm și lui un subscribe să facă și el măcar 5 abonați azi. Mersi. Am zis măcar. Ok, da. Abonați-vă. Da, mergeți la canalul lui și dați-i și lui un like la clipul lui. Hai să strângă măcar 3 like-uri. Cred că am apreciat cu toții dacă Deadly ar strânge la clipul lui 3 like-uri, măcar. Între timp Snake, între timp Deadly, cea de genul. Oh, dar vreau 600 like-uri. No. La video trecut a făcut 1000. Da. Aoleu. Tu unii pula mea, ești prost. Eu sunt pe plajă și tau la nisip. Da. Și vând fân. Da, aia măcar mai funcționează. Vând fân. Donez un plămân al lui Deadly. Da. Cine cumpără plămân de Deadly? Hai, vindem la pungă. La bucată. la pungă. Op! Hai, dacă căie. Dar oricum suntem pe peaceful, ce contează? Nu mai suntem. Păi atunci cum dragul mi se duce hunger? Adică mi se duce rău, dar dintr-o dată se umple el automat înapoi. Care logica? Adică? Păi, de exemplu, dacă eu m-am plimbat pe acest sansăret ca un idiot, ea dintr-o dată mi-a scăzut, dar dintr-o dată mi-a scăzut vreo 5 bucăți de carne și mi se auto-reîncarcă fără să mănânc. Cum e asta? What the fuck, mate? Cred că am cea bug aici. Crezi? Ia asta îți dau un reconnect. Cred că s-a cancerizat jocul. Yo, nigga! You broke Minecraft. Nici anu. Mai știu că am făcut o construcție atât de mare când stăteam la loading pe hartă, sfera, scăs sfântul. Așa. Guess who's back? Guess who's back? Back again. Chiar că s-a întors Guess Who, a scos o melodie nouă cu Dor Chirila. Ce tu ai zis Guess Who's Back? Chiar e... Piesa de la Eminem, bă. No shit, Sherlock, știam și eu, pui mei. Vreau să fac o glumă. Păi nu vorbi de curve, mă. Bine, atunci nu o să mai vorbim de pain.
Leo. De și... fapt, ai dreptate, că Gersul nu e o curvă, de fapt, e curva lui Chelu. Da. A, și pentru cei care vor să se supere pe mine și să facă urât, că am zis că Penny e o curvă și l-a recunoscut că e curva mea, de, târfa mea, deci eu am voie să-l fac așa. El e peștele lui. A. Gen, doar eu am voie, altul nu mai are voie. Snake duce pe Penny la protus. Aoleu. Aoleu. Și vezi pe Snake așa mare într-o blană de aia albă cu roz, așa mare și cu un baston. Doamne ferește, bă. Te-ai tâmpilat cap, Malone. Serios, te-ai tâmpilat cap. Doamne ferește. Iar place, te cunoști și chiar place. Mai ales și prăduitorul el. Direct așa, o conexiune pe Spania, frumos. Da, dragă, te duc în vacanță, unde vrei? În Spania? Sigur! Doamne, băi, nu, n-aș merge în Spania, că nu știu franceză. Stau și mă întreb oare dacă sunt oameni care chiar mă cred pe cuvânt când fac miștouri din astea, oare cât de prost mă cred acești oameni? Da, să știi că s-ar putea când intre și se creadă. Just saying. A. Știu, tocmai de asta am și zis, adică sunt și eu conștient că unii nu prind miștourile și doar aud fazele alea și nu mai stau să audă că, bă, știți, am glumit și chiar mă cred prost, cum a fost în clipul ăla cu sfârșitul lumii, când făceam mișto de aia de pe Facebook care ziceau că vine sfârșitul lumii și am început cu un mișto din ăla grav zicând că vine sfârșitul lumii, o să murim, și după aia, știți, de fapt, glumeam și foarte mulți nu s-au mai uitat și până la faza cu glumeam și au început să comenteze că ești idiot, nu vine sfârșitul lumii, și așa genul, paie, de ce pula mea ai să-mi clipești un pic la cap? Ah, e scase fazele alea. Bă, îl prefer pe Ronaldo, nu pe Messi. No hate. Oh! Amulatie pe cealaltă, cred că e safe. Asemenea glume nu îmi permit pe cealaltă. Ah. Da. Dacă sunt alții pe cealaltă mea, pe cealaltă tău, hei! Ceau, v-am pupat, ne auzim. Aoleu. Aoleu. Chiar sunt curios ce se poate întâmpla. Păi faci tu video cu FIFA și încearcă. Să fac un video cu FIFA în care să zic că îmi place mai mult Messi. Apoi mă omor, păi mă omor în puii mei. Nu, am zis odată pe un grup de Facebook că îmi place mai mult Messi. Asta nici nu așa grav. Stai, ia-te de Dinamo. Fii atent, eu sunt fost telist, acum nu mai sunt microbist. Dar după ce a bătut-o Dinamo pe Steaua, după nu știu câți ani, am primit mesaje de la toți dinamofiștii. Muia, a pierdut Steaua, și era în cea genul. Trei ani mai târziu, știi? Știi, da, e cea genul, știi că eu nu mai sunt microbist de 2 ani, 3, cam așa, și că... că acum a zis și tu așa că... Nu, prima oară am zis, îmi zice unul, ha, că muie, că ce-a făcut Steaua, că, și că nu știu ce-a făcut. Ha, 3-1, ha! Știi gluma cu cafeaua? Ce cafea bea Steaua? 3-1, ha! Știi, și eu le zic... Da, aia a fost gluma. Și le zic eu, știți, eu nu mai sunt microbist. Că asta e, acuz zici și tu. Nu, eu nu mai sunt microbist de 2-3 ani. Voi ați venit să-mi ziceți mie că a pierdut Steaua crezând că eu sunt microbist? De când am mai câștigat Dinamo? Și tu acum zici așa. Deci de când am mai câștigat Dinamo un meci împotriva Stelei de după 3 ani de când nu mai sunt microbist? Vin și ăștia la mine. E când m-am mai uitat la fotbal românesc, la Liga 1 de Sfera, scăsfântul. Yo!
cu BPL-ul, Barca Premier League și, desigur, seria preferată mea all time, AC Milan. Seria preferată, nu seria A, AC Milan. AC Milan. Mă rog, divizia preferată. Da, înțeles. Așa. Dar mi-a plăcut și că seria preferată AC Milan, nu seria AC Milan. Da. Da, mă rog, e o serie ca încearcă, trebuie să greșesc. Intenționat sau nu, asta veți decide voi. Da, mă, ziți-am zis, am zis pe un grup că mie îmi place mai mult Messi decât Ronaldo. Let the hate begin. Apoi cine ești tu, stai de ei. Nu, stai așa, când o să ajungi tu la nivelul Ronaldo, atunci să comentezi. Să zici de nivelul. Aici trebuie așa un video de la panoramă, gen tu așa în grădină cumva și îmbrăcat sportul, cercând să te pregătești și și cu piesa aia. Tu-na-na. Tu-na-na. Eye of the tiger. Na-na-na-na-na. Nu mai știu versurile. Aoleu, băi, stai că am găsit aici o locație de unde se iau lavă. Ce ai zis? Da. Am găsit de unde se iau lavă, doamne feri. Tom, 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 tom. Și că am găsit de unde se iau lavă. Na, nu zici. Uite ce mare lac de lavă avem în stânga noastră. Nu mă, că am nevoie de mai mult de atât. Uite ce în stânga îmi pui. Nu, nu râul ăsta mic ce avem aici. Da, am văzut, e tot o bucată împrăștiată. Eu am nevoie de o sursă mai utilizabilă, să zic așa. Tom, tororom, 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 tom, tom, tom. Ce am încercat în clasa de matematică? Știi că iadul acolo, lavă. A, credeam că ai făcut referință la sursă. A, atunci o să tac. A, și matematica. Păi matematica e sursă tuturor răutăților. Ai făcut o glumă de matematică aproape deșteaptă, dar e ok. Aproape deșteaptă. Păi da, aproape că tocmai voiam să zic că nu mă așteptam de la tine să faci o glumă de matematică așa și păr, mai băgat-o pe aia cu că matematica e iadul. Studentul de la Politehnică din mine a plâns o leacă. Gândiți că am făcut un an jumate de IT în pula mea de matematică, nu mai vreau să văd. Fuck. Și gândește-te că nici măcar nu prea se pupă așa bine matematica cu programarea. Nu, no, da, câtă matematică faci la facultate e programare, erească sunt. Dragi copii, vrei să mergi la facultate pe ideea? Vreau informatică că-s calculatoare. Nu se face matematică. Nu. Nu. Don't. Nu. Nu. A, dar chiar, bă, fii atent, Deadly. Am găsit chestia aia, Skystone. Fii atent ce a comentat un tip la mine. Zice el, cică, dacă Snake avea picioarele negre pentru că a călcat pe rahatul lui Sky, atunci tu de ce ești tot negru? A, ce să fără cu asta. Păi eu sunt nigger, mă. Eu sunt gangsta. A, ești nigger, zău, rasism. Rasism. Aruncați cu pietre în el. Heil Hitler. Heil. Așa tăcut. Așa fac tăți. Rasistul zic, Heil Hitler. Dintr-o dată tac tăți. Eu mă chinuim aici cu balpă în puii mei. Așa. A, deci cum am zis de Hitler direct, a, te-ai făcut up. You wet yourself. Eu nu văd legătura. Eu nu văd legătura, dar e ok. Păi nu știi, i-am zis atunci de Hitler și te-a zis, eu lucrez cu apă, adică te-ai... și cum îți cu fetele, wet themselves. Da, la Hitler. Băi, ce-i drept, e drept, mustața era sexy.
Da, deci asta nu pot. Asta nu pot nega, dar mai departe... Can fuck with main swag. Deși trebuie să recunosc, mi-ar plăcea să ard câțiva evrei, no homo, cu foc, cu un fire launcher. De ce evrei și nu țigani? Păi pe lângă evrei pot să stau pe lângă ei de miros. Ce? Doamne, oricum, hai să termin și eu chestia asta aici și să încheiem și noi episodul, că deja am făcut 26 de minute aproape. Olio, pe ăsta mai că e de episod dublu. Da, bun, atunci oprim aici adventura noastră pe cea mai lecă. Stai alecă. Vreau să pun și eu două blocuri, că sunt la 10 metri distanță și putem să încheiem. Ok. Gata! Cam asta ar fi tot pentru acest episod. Până la viitoare, am fost Cristi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de asemenea să intrați și pe canalul Deadly, să dați subscribe acolo și să vă uitați și la clipul lui uploadat de el tot astăzi la aceeași oră, pentru că este un clip din aceeași serie, dar alt episod diferit față de acesta. Așa că, hai să strângem și la Deadly 3 like-uri și 5 subscriberi și... Bye, bye! Ce pula mea!